A răsunat ultimul clopoțel pentru elevii claselor a 8-a de la școala gimnazială numărul 59 din capitală. Copiii s-au despărțit de școală cu regret, dar și cu speranță, pentru că vor intra într-o nouă etapă a vieții lor. Pe viitorii liceenii așteaptă numeroase provocări și responsabilități pentru care au fost pregătiți cu grijă și dragoste în ultimii ani. Sunt o promoție minunată, pregătit într-adevăr pentru maturitate, pentru liceul care îi așteaptă. Sunt copii olimpici, foarte buni, pregătiți la toate disciplinele, olimpici la mai multe discipline. Pe parcursul anului școlar au prezentat un deosebit interes, nu doar pentru materia pe care eu o predau, adică educația muzicală, ci pentru toate celelalte discipline. Sunt copii interesați de școală și de devenirea lor, nu doar profesională, ci și spirituală. Prietenie, iubire, răbdare, încredere, tot ceea ce înseamnă demnitatea umană și trecerea ta de la starea de copil la cea de adolescent și apoi de tânăr. Cât de pregătiți sunt ei să înfrunte viața de liceu? E greu de spus, au fost foarte multe modificări legislative și a fost și acest stres și de pandemie și acesta. Noi avem încredere, după toate simulările pe care le-au dat, că lucrurile vor fi în regulă pentru ei și vor urma drumul pe care și-l doresc. Părinții au venit la festivitatea de absolvire pentru a fi alături de copii. Te tremur de emoții. Îmi doresc să le fie bine tuturor, le urez succes pe mai departe. Momentan noi o să mergem pe un profil economic. Asta este primul pe listă, să zicem, trecut, ca opțiune. Am emoții, într-adevăr, este un an terminal din viața mea și sunt foarte emoționată, dar știu că totul va fi bine pe viitor și că voi avea parte de experiențe frumoase și la liceu. Cred că vreau să mă duc la Spirul Haret, pentru că vreau să mă axez pe spaniolă. Și, nu știu, mai departe m-aș face psiholog, dar încă nu sunt sigură. Să ajung în primul rând la un liceu bun, ca să pot să-mi continui studiile. Și simt emoții acum că mă despart de colegii mei cu care am stat 9 ani. Profesorii au fost foarte de treabă cu noi, ne-au înțeles, ne-au explicat, a fost foarte ok. La ce liceu vrei să mergi? Nu am încă un preferat. Nu te-ai gândit? Nu. La finalul festivității de absolvire, elevii de clasa 8-a de la școala gimnazială numărul 59 din capitală au mers pe un drum în jurul unității de învățământ. Drum inițiatic, inspirat din drumul lui Constantin Brâncuș cu Masa Tăcerii. În drumul lor, copiii au primit mici simboluri care să îi ajute în călătoria vieții. Pe profesorii așteaptă noi generații de elevi, la fel de ambițioase și dornice de cunoaștere.